Monumentul lui Lenin va fi distrus cu ciocanul. Un grup de veterani ai războiului de pe Nistru amenință că vor nimici statuia idolului comunist dacă autoritățile nu o vor demonta de bunăvoie în cel mai scurt timp posibil. Bărbații spun că în acest fel se vor răzbuna pe regimul comunist care a făcut sute de mii de victime în Republica Moldova. Veteranii susțin că vor distruge acest monument pentru a-și răzbuna bunicii și părinții care au avut de suferit de pe urma regimului comunist și au fost trimiși cu forța în Siberia. Nu ne trebuie nouă ajutor. Noi suntem, cum se spune, încă tineri și vânjoși, avem putere. Nu ne temem de nimeni, în afară de bunul Dumnezeu. Protestatarii îl îndeamnă și pe liderul Partidului Comunist, Vladimir Voronin, să ia parte la acțiunea lor. Vă îndemnăm mai bine să depună flori la monumentul lui Bunelsu din România. Veteranii spun că sunt dispuși să-și asume toate consecințele pentru ceea ce intenționează să facă. În plus, ei le-au expediat autorităților scrisori prin care își anunță deschis intențiile. Amintim că acum o săptămână un veteran al acestui grup de inițiativă a lovit cu un ciocan în pantofii statuii liderului comunist pentru a demonstra că acțiunea lor nu este o glumă.